Noi consilieri municipali au fost validați ieri în ședința de constituire, întrunire care a fost condusă până la alegerea unui președinte de ședință de către cel mai vârstnic consilier, respectiv Mitică Sârbu de la PSD. Au avut loc alegerea comisiei de validare, depunerea jurământului de către fiecare consilier, alegerea președintelui de ședință și depunerea jurământului de către primarul Nicolae Barbu. Prezent la ședință, prefectul Zorinel Niculcea a declarat că i-au fost trezite nostalgii. Pe mine mă cuprinde o oarecare nostalgie, pentru că exact acum 20 de ani, în iunie 1996, eram și eu ales consilier local la municipiul Roșior de Vete, la municipiul meu de Baștină, și conduceam prima ședință de consiliu local pentru că eram cel mai tânăr consilier. La acea vreme aveam fragedă vârstă de 36 de ani. Atunci, practic, eu de la meseria de bază sunt inginer și, practic, în 96 am făcut cunoștință cu administrația locală. Pentru alegerea viceprimarilor, propunerile nu au fost prezentate de către consilieri, ci de către primarul Nicolae Barbu. Cei doi propuși de acesta, respectiv Ionuț Cioacă și Ion Dragomir, au fost aleși fiecare cu 20 de voturi pentru și un vot împotrivă.